Nu trebuie să fie Crăciunul ca să faci o faptă bună. Faptele bune se fac atunci când trebuie, atunci când este nevoie. Cei de la Rotaract Samus au văzut că clinica Dominic Stanca are nevoie de renovare și atunci au zis: bă, Nicule, nu faci tu stand-up pentru o cauză? Hai să facem! Pe 26 noiembrie de la 7 seara o să țin, ca să zic așa, o prelegere de stand-up comedy pe platforma Zoom. Toți pe mut. Cine vrea să se demutizeze, eu sunt aici și l-ascult, cu plângeri, cu doleanțe, cu poante noi. Închin în cinstea voastră o bere bună, o bere rece. Sănătate multă. Și voi aveți o bere în față, nu? 4 zile. Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile. Dacă o făceam 4, era în tot. Scolă gazdă din pătus și ne dă un colăcuz. La 5 dimineața bați cu... Că ești... Scolă, bă, din pătus! Nu cumva să se facă 8 și 5... Nu, de scolă gazdă din pătuș și ne dă un colăcut. Păi de ce? Că mămuca n-a făcut. Că sâtă rară n-a avut. Că l-o sfădit mama pe tata că i s-a stricat, că era beat. Știți cum în stație în preajma ajunului de Crăciun? Mama săracă e acolo, face sarmale, face alea, face alea, fac eu, face de tăt. Tata nu mai apare în bucătărie așa din când în când, zice, mai ai? Și verifică în cămară. Oare ne-a dus cineva vinul? Că la un moment dat ți-e plină cămara, ți-e plin frigiderul, cred că așa mi-o să fie după zoom-ul ăsta, fiți atenți. N-ai cu cine, la Kaufland era ofertă în primăvară, la Kaufland ofertă, zice, cele mai bune prune din Cluj le găsești la Kaufland. Aiurea, cele mai bune prune din Cluj le găsești la Fsega, mă, nu la... Și la business, alea care sublinie la Fsega, mai intră și la... Zice așa, te strâmb de parcă vorbești. Alo, n-au nimic. Eu în cască n-au nimic. Trebuie să apăsăm pe altceva. Rugăm regizorul transmisiei să ne spună care vorbește, care ascultă. Dar până aici s-a auzit ceva, că dacă nu pot să repet. Serios, eu sunt profesor de matematică, eu sunt obișnuit, adică... Le-am predat un semestru întreg la niște elevi la seral, le-am predat ecuația de gradul 2, și după un semestru ori zi, zice, astea sunt prea grele. Vedeți, acum în Viena, la un bordel din Viena, s-a făcut înăuntru un centru de vaccinare. Te vaccinezi, nu contează cu a câta doză. Ai gratuit 30 de minute cu o fată care lucrează în bordel. Da? Noi românii ce am dat mici, da? Problema la bărbat nu-i burta, problema e de la burtă în jos, amin? Problema e de la burtă în jos. În Austria, ai auzit și tu știrea? M-a făcut mama vienez, mă, cu cârnaț de polonez, mă. Fetele le vaccinez, doza 3 o urinez, ca așa-mi place să creez muică. Improvizație la secundă, la plăcere, eu le-am zis, mai bine vă cântam în seara asta, de la colinde, de la folk, de la cumva ieșat, zice, vine Bendea și spune glume, unde l-ați găsit? În calendarul staroștilor anonim 2001-2003. Și Viena, da, deci te vaccinezi, nu contează cu a câta doză, Pfizer să fie, și ei o angajată, cum să le zic la fetele din Cucă-n Puf, o angajată, pentru 30 de minute și o prăbălești. Că Pfizer-ul face și Viagra și să... Adică, chiar e la Viagra? 30 de minute pentru un bărbat e oricum prea mult. Chiar dacă am face 2 dușuri. Când am avut primul spectacol, nu o să vă vină ultimul, poate fi ăsta. Dar nu, că e caritabil, las-o caritatea mea. Fiți atent. Primul... Când am avut primul spectacol în, dacă nu mă înșală memoria, 2005, primul spectacol de stand-up, eu am pornit într-o trupă studențească de umor așa, l-am chemat pe Cosmin, care văd că o rupt din monetarul familiei suma asta generoasă, numai ca să râde, l-am pus în primul rând, zic, tu numai râzi,
Deci eu veneam de la spectacole, cu scenete, cu pantomime, cu chitări, cu așa. Și zic, fac stand-up. 2005, București, începuse numai în 2004 la Cafe Deco. În fine, altă mâncare de crapăn. Fiți atenți și le iau pe omul ăsta. Și atunci era 2x4, imens. John Melendez, zicea familia, pentru că era prieten cu Kevin Eubanks. O să spun mai târziu. Îl pun în primul rând. Sala plină. 80 de oameni, că era gratis. 90 invitasem eu, din care au venit 100. Deci 80 în sală. Ăsta în primul rând zic, bă, dar râzi! Nu contează ce fac, mă scarpin. Nici dacă nu-s acolo. Tu râzi. Ăsta de emoții. Cosmin, ăsta cu gură, acum pe Zoom, că ce face Zoom-ul cu omul, nu face prunul cu pomul. Așa au stat un ceas. Eu îi mai făceam semne, îmi intrasem cumva mână, mai ziceam pot, îi făceam, hai Cosmin, dă-mă pe aia cu... S-a terminat spectacolul, a aplaudat tot și s-a apucat... Ținuse râsul în el, o oră râs după. Dar zic, bă, omul lui Dumnezeu și al lui Mahomed, acum... Păi zice, am avut emoții pentru tine. O fată mai găsești, dar un prieten greu. Hai! Cum zice Vitalian Valda, pentru cei care s-au născut înainte de 74, băgați, ziceți întrebări. Am dus-o și pe soacră la vaccinat. M-a luat doctorul deoparte, zice, chiar? Păi zic, antirabiculare. Eu am fost de Halloween, cum ziceți voi, din restul țării, sau luminație, cum zicem noi ăștia din Ardeal. No, și am pregătit acolo cripta celor care au trecut în lumea fără dor, cum ar fi zis Marioara Murărescu, și am pus acolo coroană, cosorul, lumânări frumoase, a prins nu știu ce, sacra, a scos un aicos. Zic, mamă, sacră, îți place mezamplasul de la criptă? Place. Zic, nu faci o probă. O pup, nu, n-am, are grijă de copii. Nu, acum, repet, nu, copiii, doi băieți, nu am 100, așa zice maică-sa și v-am mai zis. Și asta o repet, ca piersic. Poftim? Îmi spune cineva că nu sunt băieții mei? Poptaș dracului. Tu fă-ți-i patăi! Asta ziceam cu copiii ca matematică. Mama se cunoaște, tatăl se deduce. Și ăștia, no, din familie învață, copiii învață maghiară, știi? Și mi-e și rușine să-l corectez pe ăla mare care e în loc. Dar nici nu face greșeli mari. De exemplu, la Tarzan îi zice Tarzan. La pinguin îi zice pingvin. Adică, no, a venit mama care e născută deodată cu mine aproape în țara moților și... I-a arătat copilul ăla mare, i-a arătat animalele în cartea aia și i-a dat, cine e ăsta? Pingvin. Și ăsta tigriș. Pula, o veni hipopotamul. Și nu eram eu. Poză cu hipopotamul. No, hai Ștefan, hai, fii tare, pitiu, hai, pitiu. Și arată la mare, vizi-l-o. Ce mama zice, stricată cartea. Mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi, pentru generozitate. Și mulțumim și noi foarte frumos. Mulțumesc. Și domnul Nicu, lasă-mă cu domnul Nicu. Ai vrea să-ți ofer, Nicu, o diplomă de mulțumire. Am primit o pirogravată. Se vede pe toate camerele. A primit și Nicu o... Au căzut plicul de aici, da? E ok. Rezolvăm. Zice, nu pot să-ți dau minte cum era aia învrăjitorul din os, dar îți mai dau o diplomă. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru gest. Atâta timp cât ne mai facem cadouri între noi, mai este o șansă. Și prin cadourile noastre, dacă ajutăm și pe cei care au nevoie, e și mai bine. Fiți generoși că toate astea se întorc. Vă salută Nicu Bendea și vă mulțumește prea plecat. Și în runda 2... Yeah!